15,3% este rata inflației pe luna august 2022, iar acest lucru se reflectă și în prețul coșului zilnic. Unele alimente s-au scumpit chiar și cu peste 50%. Este cazul cartofilor. Pentru un kilogram plătim cu 54,3% mai mult. Aceeași situație se înregistrează și când vine vorba de ulei. 49% s-au adăugat la prețul unui litru de ulei, iar în ceea ce privește zahărul, un kilogram costă acum cu peste 30% mai mult. Așa că în plin sezon de pregătire al conservelor pentru iarnă, piața centrală din Craiova este aproape goală. Cumpărătorii sunt puțini și nu se mai încumetă să ia cantități mari de fructe și legume. Unele dintre gospodine spun că în continuare preferă să-și facă singure conservele, chiar dacă mai puține, decât să cumpere gata preparate. Înainte făceam 20-30 de kilograme de gogoșar, acum 10. Asta este. Preferați să-l faceți dumneavoastră? Câte puțin, noi îl facem, din fiecare câte puțin, dar nu putem să renunțăm la ce suntem obișnuiți. Încă nu s-au scumpit atât, dar ne așteptăm tocmai la un preț mai mare și așa că prindem acum când mi se pare cât de cât mai convenabil. Apoi de cum cresc prețurile, ne orientăm. Dacă se poate facem, dacă nu, mai renunțăm. Comercianții se plâng că vânzările au scăzut, chiar dacă prețurile nu au crescut prea mult și riscă să rămână cu marfa pe tarabe. E piața goală, suntem vânzători și cumpărători de loc. Mai cumpără gospodinele pentru cămara de iarnă? Care îi place să facă treabă, cumpără. Care nu-i place ea, mai bine făcute, gata. Cumpărători cu grămadă, dar mai puțin. Privitori mai mulți. Privitori. Prețurile la noi accesibile. 10 lei usturoiul, 12 lei fasolea, 1 leu ouă, 5 lei ceapă. Asta e cea mai scumpă, fiindcă se caută. E timpul ei. Prețul pentru un kilogram de varză începe de la 1,5 lei. Castraveții sunt 3 lei kilogramul, iar ardeii au prețuri începând de la 2 lei în funcție de soi și calitate.